Când nu ai grijă ce mănânci, nici succesul nu te caută. E motoul după care se ghidează Florin Bratu. Și acum, când e selecționer la Naționala de Tineret, fostul dinamovist are grijă tot timpul ce pune în farfurie. Hai România în fiecare zi! Hai cu energia! Hai cu magia! Hai România în fiecare zi! Dacă se supără, selecționerul Bratu ține pasul la antrenamente cu jucătorii săi din Naționala sub 21 de ani. E tot timpul atent la mâncare și duce un stil de viață sănătos. Foarte puțină pâine, foarte puține sucuri din acestea carbogazoase. Un kilogram, două în plus se vede în joc, se vede în antrenament. Bratu le spune jucătorilor și ce să mănânce înainte și după antrenamente. Înainte de antrenament să consumi niște carbohidrați, o banană, poate fructe de pădure. După antrenament recomand proteinele, carne, pește, nu știu, ouă fierte. Acum Bratu e mult mai atent și la cumpărături, ca să aibă totul proaspăt acasă. Încerc, nu știu, să-mi iau pentru 3-4-5 zile. În vacanță, Bratu a mâncat multe fructe, dar a mai și trișat. Îmi plac bananele, mango, pepene roșu, pepene galben, dulciuri, am mai scăpat așa.